Se spune că o persoană poate sta la soare fără protecție aproximativ 10 minute. Ei bine, în aceste condiții ar trebui să ținem cont de produsele SPF, absolut indispensabile, mai ales în perioada de vară. Gama Viorica Vie a conceput un asemenea produs, iar fetele de la Viorica sunt gata să ne spună mai multe despre componență, beneficii și importanța utilizării unei creme cu SPF. Le salutăm pe Liliana Tatarciuc, șef secția PR și reclamă, și Victoria Gorbenco, medic dermatolog. Salutare, fetelor! Mă bucur că atingem acest subiect important și la vorbe bune. Bine ați venit, luați loc pe canapea. Mă bucur foarte mult că ați venit să discutăm despre importanța. De fapt, foarte puține femei, mai ales din zonele rurale, cunosc ce înseamnă SPF. Așa? Cred că, în special la noi în țară, este încă foarte pronunțat acest gând că soarele, de fapt, este foarte benefic. Este, da, el tratează practic tot, în special celor cu acne, le spun că trebuie un pic să te duci la soare și la mare și se va rezolva. Și s-a rezolvat. De fapt, nu. Le luăm așa, rând pe rând. Avem aici, deja pe masă aranjată, o gamă fenomenală. Despre ce produse și despre ce gamă este vorba, tătele? Deci, este vorba despre gama Viorica Vie, care are la bază un component patentat care se numește viefenol, care este un extract din semințe de struguri foarte bine executat, pe care noi l-am folosit ca mândria Republicii Moldova, anume în produsele Viorica Vie. Aici avem practic toată rutina complexă de îngrijire a tenului. Și astăzi, în special, am dorit să povestim despre crema gel hidratantă, care are și un factor de protecție SPF 20, care conține filtre UVA și UVB, deci este o îngrijire complexă. Cred că mai multe o să poată să ne povestească Victoria, ca medic dermatolog, ca specialist, despre diferența aceasta între razele UVA și UVB. Da, pentru că noi știm SPF, dar iată, mai departe, UVA și UVB, ce sunt ele și cât de diferite sunt? De fapt, este totul foarte simplu. Din spectrul UV, noi cunoaștem A, B și C, deci UVA, UVB și UVC. UVC nu ne interesează, fiindcă nu ajung la suprafață pământului, doar UVA și UVB. Razele UVA sunt un pic mai lungi și ele pătrund mai adânc în piele și sunt responsabile mai mult de procesele de îmbătrânire, de degradare a colagenului. Razele UVB sunt, pe de altă parte, ceva mai scurte și mai mult au acțiune superficială și responsabile de arsurile solare, de pigmentația, care nu ne place la nimeni, și, cel mai important, de cancerele cutanate, ceea ce este cel mai deranjant și este într-o creștere extraordinară ultimii 100 de ani. Da, pentru că, din păcate, stratul de ozon protector al planetei este tot mai puțin și razele atacă tot mai tare țesuturile noastre. Prin ce se deosebește crema gel hidratante SPF 20 de alte produse și la nivel de ingrediente anume? La nivel de ingrediente, sigur că pe lângă faptul că are complexul antioxidant, apropo, soarele este exact acel care stimulează la nivelul pielii sinteza de specii reactive de oxigen, da? Sau compuși prooxidanți, care duc la degradarea și colagenului și altor structuri. Deci antioxidanții sunt super benefici în luptă și cu urmările expunerii la soare. Plus, desigur, are și acei filtri UVA și UVB, fiindcă o bună parte din produsele cu SPF pot să aibă doar filtrul UVB. Dar ce facem cu UVA, care sunt responsabile de îmbătrânire, care pătrund adânc? Deci asta ne interesează numai decât să fie și UVA și UVB. Nu, și desigur textura de cremă gel, fiindcă de obicei produsele pe bază de SPF sunt foarte ceva cu o textură grase. Exact. Și nu le place, în special la cei cu un ten mai gras, deci nu vor să poarte masca asta și își doresc ceva un pic mai ușor. Și aceasta este formula ușoară. Când trebuie aplicate produsele cu nivelul de protecție ridicat? În ce parte a zilei? Deci această cremă este cremă de zi, deci dimineața ne trezim, ștergem impuritățile după o noapte, da? Este recomandat să ne folosim cu un gel purifiant, de exemplu, cum îl avem aici, și după care să utilizăm o cremă gel hidratantă cu factor de protecție SPF 20. El este potrivit, apropo, și înainte de a pune make-up, pentru că are o textură foarte lejeră și nu lasă pielea încărcată.
După care seara recomandăm să utilizați, să faceți dublă curățarea tenului, cu, de exemplu, cu apă micelară, fie cu un lăptișor de machiant, care are o textură mai lejeră pentru cei care au ten sensibil. După care toate impuritățile trebuie să fie spălate cu, fie cu un gel de față sau cu o spumă. După care recomandăm să utilizați și crema de noapte, care restabilește tenul anume în timpul nocturn și este important să o utilizăm, dacă nu mă greșesc, cu jumate de oră înainte sau chiar cu 40 de minute înainte de culcare, ca să nu îmbogățim pierna cu acele ingrediente importante. Și încă ce este important este faptul că aplicăm crema nu doar pe față, dar și pe zona gâtului și a decolteului, ca să nu omitim această parte. Pentru că gâtul îmbătrânește destul de rapid. Pentru ce tipuri de ten se adresează această gamă sau aceste produse? De fapt, în această gamă găsim produse pentru orice tip de ten, fiindcă au mai multe formulări, da, și o textură mai bogată, cine are un ten normal, un ten mai uscat și vrea ceva mai hidratant, mai nutritiv, și ceva cu o textură mai lejeră, cum este crema gel. Dar nu trebuie să uităm că produsul cu SPF trebuie reaplicat. Și cu cât este mai mic gradul de SPF, cu atât de scurtă este perioada lui de cât ne protejează de la soare. Așa, înseamnă că dacă plecați să faceți o baie într-un bazin, să vă scăldați fie la mare, neapărat după asta iarăși trebuie de aplicat crema. Mulțumesc tare mult, fetelor, pentru informații. Sper că și vouă, celor de acasă, v-a fost curios să aflați această gamă. O găsiți în toate magazinele și, sigur, și online cu livrare în toate localitățile din țară.